Hola! Hola. Noi am început niște vloguri, dar nu le-am făcut niciun început. Am început deodată, așa, l-am luat Spontan. direct în tema. Da, am început spontan. Și acum vă punem un pic la... Vă aducem la cunoștință ce avem de făcut, ce am făcut până acum și ce mai avem de făcut. După 4-5 săptămâni, nu, 4, 3 săptămâni jumătate acasă, cu familia, și de aici avem vreo 3 vloguri, sper să le editez eu după. Au venit prietenii noștri, au stat la noi vreo 3-4 zile la țară și după am zis să luăm 6 zile la tură în România. Am trecut prin Cheile Vicasului, Lacul Roșu și am ajuns în Brașov. Iar de acum înainte veți vedea ce se întâmplă în Brașov. Vom avea câte un vlog de la fiecare 2 zile. Așa că așteptați vloguri de acum înainte. Și după aceste zile, 6 zile în România, vom mai merge în Italia o săptămână, 7 zile și 6 nopți. Deci, cred, nu vă spun numai. Dar veți vedea la momentul potrivit, oportun. Așa că urmăriți-ne că avem aventuri frumoase. Pupici. Ceau. Prezentarea hotelului. Intrăm. Hotel Ramada din Brașov. Baia. Noi după 8 ore de drum. Are cază foarte interesantă, stil vechi, cum intri un dulap, oglinda, David stând pe Hola. un pat și al doilea pat. Avem două paturi. Pe care patul lui? Aici, dacă vrem să bem ceva, cafea. Faină camera, la prețul pe care l-am dat, nu? Ei, nu a Și fost chiar ieftină. fost 320 de lei. Nici foarte scumpă, nu? Și cam asta e vederea. Priveliștea. Gata. Luăm bagajul, ne schimbăm și plecăm în Brașov. E pentru prima oară la noi în Brașov. Nu? Da. O să vedem ce. Să mergem să mâncăm. Hai să vă arătăm ce facem noi pe aici. Gata, am ajuns în Piața Sfatului! Suntem cu Javi și Dana. Și Perla în România. Ce frumos e, pentru prima oară chiar frumos, frumos. Dar vrem să mâncăm, hai să mâncăm ceva și după ne mai uităm. Mergem la restaurant, sperăm să avem locuri. Străduțe. Arhitectură superbă. Chiar frumos. Îmi face bine arată. Ciorbă de burtă, tochitură, coaste. Poftă bună! Mergem spre strada Sforii, cea mai îngustă stradă. Mai avem un pic și la stânga găsim strada Sforii. Uitați, scrie acolo deja, pe o pancartă. Haideți să o vedem și noi. Biserica Neagră. Și aici e mică piață.
Se lasă seara de acum. Temperatura e perfectă. Apusul extraordinar. Lumea stă pe la terase, se plimbă. Gata, am ajuns la Castelul Bran. 60 de lei de intrare, nu se poate intra cu cățelul înăuntru, în castel, dar în rest trebuie să plătești, vrei, nu vrei, să intri. Așa că, David, ce ne spui? Da, interesant, dar dacă doar vrei să vizitezi pe din afară, tot trebuie să plătești. Tot trebuie să plătești. Același preț cum l-ai vizitat și prin interior, așa că pare alea că... Bun, până la urmă urmina. Da, până la urmă e bine că așa nu intră toată lumea ca să stai exact, din afară. Exact, faci poze să... Dar foarte frumos a mers așa, până acum nu avem ce... Da. Ce spune, foarte frumos. Hai să vedem intrarea Dracula. De aici se vede priveliștea la tot castelul. Lacul Nuferi, lacușor aici, castelul acolo. Foarte frumos. Ne-am făcut poze la castel. Vrea perlita în contractul. Ce zici, mă?
foarte fain, asta chiar impresionant, orașul Vidrarul. Și am văzut un urs! Ce ai văzut? Am văzut un urs de în apropiere. Ne-am stresat cu Billy, mi-am fost frică, dar... Dacă o să cai de acolo, poți să-mi văd să zbor? Cred că da. Este más grande un poco. Mira cómo está ahí. Tíralo, tíralo. ¿Está atado, Javi? Sí. ¿Eh? No. ¿Ya está? Ya está. Dale. Sí. Están puestos. Las por eso. Dame. Pobre. Miu. Am văzut cascada, este 1690 de metri. Cum se numește cascada? Cascada Capra. 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 Care e de Peru, și, Capra. Și începe să plouă un pic. Da, e dar doar un nouă. Foarte frumos, dar foarte văzutor drumul. Dar la cascada e Capra. A tunat odată, de-am tresărit toți. Superb, superb! Iar norii ăștia întrecesc peisajul. Cascada Capra.